Bună ziua, domnilor, domnișoarelor și domnilor, vă spun Viorel Paizan și Dan Olaru, emisiunea Sportul de Francia TV, iată aici pe stadionul Milcovul din Focșani, într-o dimineață superbă, alături de un invitat special pe care l-am mai avut alături într-o emisiune acum 12 ani. Domnilor, domnișoarelor și domnilor, vi-l prezint pe Marius Bratu, pe care îl și salut. Salut, Viorel, ce faci? Mă bucur să te revăd după 12 ani, 12 ani. După 12 ani, 12 da? Ani în aceeași, în aceeași locație, dar în... Acum în iarbă. Exact. Am coborât în iarbă de la tribuna oficială de unde am vorbit acum 12 ani, pentru că cred eu că la nivelul ierbii vom spune lucrurile mult mai interesant și mult mai aproape de adevăr, astfel încât telespectatorii, iubitorii fotbalului din Focșani, din Francia, să audă de la noul director tehnic cam ce a lăsat acum 12 ani și ce vrea să facă din 2019 încolo. Dar înainte de treaba asta, aș vrea, domnilor, domnișelor și domnilor, cu ajutorul colegului meu, Dan Olaru, care o să mai facă o perspectivă a Catedralei Fotbalului Vrâncean. De ce Catedrala Fotbalului Vrâncean? Pentru că este cel mai mare stadion din Vrâncea. Este încărcat de istorie, anul acesta împlinește 45 de ani, stadionul Milcovul, și această Catedrala Fotbalului Vrâncean, în curând, va intra în renovare. Milcovul va îmbrăca haine noi. La fel ca și stadionul Tineretului, de altfel, dar aici s-a scris istoria cea mai importantă și cea mai valoroasă a fotbalului din Focșani. Mai ales în 1994, așa cum vă spuneam și în ziarul Sportul de Vrâncea, când FCE Acord la acea vreme Focșani reușea să termine campionatul pe locul 2 în Liga a 2-a, Divizia B de atunci. Cu cine în poartă? Cu nimeni altul decât Marius Bratu, invitatul nostru de astăzi. Dar o să aducem aminte și de acele clipe pe scurt. Dar până atunci, trebuie să subliniem, domnilor, domnișoarelor și domnilor, că sunt încă foarte emoționat în ce mă privește, cred că și Marius la fel și noi toți românii de altfel, vrâncenii, pentru că Vrâncea ține cu România. Suntem la mai puțin de 11 ore de la victoria de la Cezena. Este o victorie a echipei naționale de tineret a României, a unui capitan, Radu Ionuț Andrei, care este un lider de generație, dar iată tot un portar, tot un jucător care știe și în mod sigur va ști și în meciul cu Franța și până chiar la finală, eu așa văd o finală cu România acolo, în Italia, să aducă românilor o mare bucurie, să învingem Anglia cu 4-2, să fim primii în grupă în fața Angliei, a Franței și a Croației. Marius, noi o să începem discuția de la acest moment, Cezena 2019. Dar te invit să luăm un pic loc. Cezena, Marius Bratu, România, Anglia, 4-2. Un meci pentru viitorul fotbalului românesc? Da, într-adevăr, am urmărit meciul de aseară cu un mare interes și încă de la începutul meciului vorbeam cu prietenii mei și eram foarte, foarte încrezător. Am încredere fantastică în această nouă generație, o generație frumoasă. Practic, ei vor fi jucătorii de mâine la echipa națională, la echipa cea mare a României. I-am urmărit de vreo 2 ani încoace și au crescut frumos, sunt jucătorii maturi, s-au maturizat frumos, sunt jucători importanți pentru cluburile lor. Ce pot să zic, îmi place foarte mult această nouă generație și viitorul României pe plan fotbalistic arată foarte frumos. Și îmi doresc și aștept cu interes meciurile următoare, aștept să batem în Franța, la fel cum spuneai și tu, îmi doresc din suflet să reușim să ne calificăm în semifinal. Mai departe vedem, dar este foarte important pentru moralul tinerilor fotbaliști români, pentru că probabil în ultimii 10 ani nu prea am mai avut succese la nivel de echipă națională, la nivel de echipe de club și este foarte important prin reușita lor copiii care vin din urmă să creadă și să creadă în șansa lor și să-și urmeze visul, ca să zic așa. Da. Portarul Radu Andrei Ionuț, capitanul echipei, a avut o contribuție extraordinară, mai ales prin ceea ce a făcut pe teren, ceea ce face în vestiar înaintea meciului când le vorbește băieților, dar ce a declarat aseară după meci. Acea declarație care a emoționat o Românie întreagă. Acolo unde nu ajung picioarele, ajunge inima. Ce înseamnă asta, Marius? Ce înseamnă? Mesajul unui portar. Acolo unde nu ajung picioarele, ajunge inima. Da, Viorel.
să încep altfel. Întotdeauna am zis că poziția asta de portar într-o echipă este foarte importantă. Mulți antrenori au declarat că atunci când ai un portar bun, ai jumătate de echipă. Este un, e un post special, un post cu mare responsabilitate, foarte, foarte multă muncă, dar care, care îți dă satisfacții imense. Mă bucur enorm că capitanul echipei naționale este portar, este un lider adevărat. Este un exemplu prin tot ceea ce face, atât în teren, cât și în afara terenului, iar declarația lui nu mă miră absolut deloc, pentru că vine din suflet, este un copil curat, un copil bun, de mare perspectivă și am putea să vorbim despre cuvintele lui probabil zile întregi. Deci exprimă foarte, foarte, foarte multe lucruri și mă bucur încă o dată că vine de la un portar, de la portarul echipei naționale, capitanul și liderul echipei, ca să zic așa. Portarii sunt niște jucători de fotbal speciali. Speciali. Asta s-a demonstrat și prin ceea ce ai făcut pentru Focșani. Marius, să revenim un pic. Acum 12 ani discutam în tribuna oficială a stadionului Milcovul despre momentul de atunci. Un moment important pentru fotbalul din Focșani la acea vreme. Dacă ne gândim bine, Focșanul vrea din nou să revină acum în Liga a doua. Da. Într-adevăr, sunt 12 ani de atunci și eu am lăsat, sau la momentul în care noi doi vorbeam acolo sus în tribună, îmi propusesem niște lucruri, în mare parte le-am reușit. Îmi doresc ca și anul acesta și în vara aceasta, odată cu venirea mea, să reușesc lucruri importante. Întotdeauna am spus că pe unde voi trece, voi încerca să-mi pun amprenta, să las lucruri frumoase în urma mea. De data aceasta e o altă situație. Am găsit aici o echipă tânără, o echipă cu ambiții, un domn primar foarte ambițios, foarte ambițios, iubitor de sport, și asta îmi dă curaj și încredere că putem să facem lucruri frumoase. Nu va fi ușor, pentru că sunt situațiile diferite. Dacă atunci echipa a promovat, după, de fapt au început campionatul și și-au propus să joace frumos, să crească de la meci la meci și pe parcurs și-au schimbat obiectivul acela de promovare. Acum noi am declarat în vară, oficial, că vrem să promovăm. Nu va fi ușor, pentru că în momentul în care declarăm oficial că vrem să promovăm, toți viitorii noștri adversari se vor mobiliza în mod deosebit cu noi. Probabil o să ne batem una sau două echipe la promovarea în Liga. Scuze-mă, Marius, în momentul ăsta doar Suceava a declarat oficial pe site-ul lor că au obiectiv de promovare din seria noastră. Viorel, venind din fotbal, eu știu, sunt convins că una, două echipe care nu au declarat o vor face, se vor bate pentru promovare, gen unde este Oțelul? Nu, Oțelul, dar prin prisma orașului care l-au în spate. Miroslava? Și tradiției. Miroslava, mai puțin să zic așa, Fălticeniu-i văd cu antrenorul care l-au, având o mentalitate de învingător. Indiferent dacă au bani sau nu au, sau dacă au condiții de a promova, prin ambiția antrenorului sunt convins că o va face, se vor bate și ei cu noi la promovare. Practic nu o să fim doar noi și Suceava, vor mai fi una, două echipe care, ne declarând, se vor bate cu noi și pe parcurs vom vedea ce se va întâmpla. Și cum vreau să mă întorc de unde am plecat, nu va fi ușor, pentru că acei jucători tineri, probabil unul sau doi, au o experiență mare. Nu e ușor să începi un campionat și cu un obiectiv în spate și probabil asta va apăsa la un moment dat, nefiind jucători cu mare, mare experiență. Trebuie să lucrăm un pic și la mentalitate, numai la aspect. Mesajul lui Radu. Da, nu neapărat. Să împrumutăm din mesajele lui Radu. Vom împrumuta, probabil vom găsi și altele. Nu asta este împrumutat. Ceea ce vreau să menționez, va fi un parcurs dificil, puțin diferit de ce s-a întâmplat acum 12 ani, pentru că noi am declarat oficial că vrem să promovăm, iar fiecare meci noi trebuie să-l abordăm la victorie. Obligat. Nu mai mergem să vedem ce o ieși sau ce se va întâmpla.
Practic, suntem cu ghilimelele de rigoare, suntem condamnați să câștigăm fiecare meci, ne vom pregăti foarte, foarte bine și începând cu perioada de pregătire, cu meciurile amicale, să creștem de la săptămână la săptămână, ca la ora începerii sezonului să fim în formă maximă, cu moral pe măsură și să începem să abordăm fiecare meci în parte. Începerea oficială a pregătirii, Marius, am înțeles, va fi pe 8 iulie. Până pe 8 iulie vor trebui, știu eu, să vină și câțiva jucători mai cu experiență de care spuneai, de da. Lucruri de care vă ocupați în acest moment, tot staful tehnic. Da. Vor veni acești jucători? Cu siguranță avem discuții la momentul acesta cu mai mulți jucători. Nu e ușor să negociez cu ei, pentru că fiecare jucător de valoare are una sau două oferte, ca să spun așa, fiecare urmărește ce e mai bun pentru el și pentru familia lui. Avem, așa cum am spus, avem discuții cu 10-12 jucători. Sper să concretizăm rapid aducerea lor aici și în momentul în care începem pregătirea să-i avem din prima zi la pregătiri și să începem o treabă serioasă și să putem să ne aranjăm, ca să zic așa. Până pe 8 iulie, să știi că nu te vom lăsa așa prea liniștit, îți vom face marcaj zilnic și sportul de Vrancea și sportul de Vrancea TV, dar aș vrea să ne ducem un pic în urmă, 25 de ani. Marius, au trecut 25 de ani de când, alături de colegii tăi de atunci, pe care o să te rog să-i treci în revistă, terminați campionatul în Liga a doua din România cu FC Acord la Focșani. Cam toate echipele care veneau la Focșani nu scăpau fără să fie învinse. Da, chiar aș vrea să fac o paralelă. Au trecut 25 de ani de atunci. Să fac o paralelă ce s-a întâmplat atunci și ce este acum, exact ce spuneam mai înainte. Noi ne-am propus să creștem de la meci la meci. Nu am declarat oficial că vrem să promovăm, dar noi în sânul echipei ne doream asta și vroiam să ne autodepășim și să încercăm promovare. De ce n-a promovat atunci Focșani? Nu știu, e greu de spus după 25 de ani ce s-a întâmplat atunci, ce ne lipsea, sau pentru că era un nucleu foarte bun de jucători, toți eram localnici, toți aveam o foame foarte mare de performanță, toți ne doream să devenim mai buni, să devenim fotbaliști importanți pe plan local și pe plan național. A fost o generație fantastică, cu antrenori fantastici, cu o conducere foarte bună. Nu știu ce, probabil ne-a lipsit mai mult curaj, probabil un om foarte potent financiar care să poată să-și permită și să-și dorească. Domnul Bobic atunci a făcut eforturi extraordinare. Da, într-adevăr, a făcut eforturi fantastice ca noi să activăm. Dar și astăzi, în 2019, iată primăria de care ai pomenit și tu, Consiliul Local Focșani, sunt principalii, de fapt echipa este a primăriei, iar domnul primar Cristi Miseilă chiar a demonstrat că, așa cum ai spus, că iubește sportul. Da, deci își dorește mult. Dacă ar mai veni 2-3 sponsori puternici, cred că... Nu cred că este nevoie. Primăria municipiului Focșani, cred că la momentul ăsta poate să ducă activitatea unei echipe de Liga a 3-a și chiar de Liga a 2-a cu foarte mare ușurință. Dar asta nu înseamnă că eu, ca și conducător, nu o să fac tot ceea ce depinde de mine, să încerc să atrag oameni potenți, oameni importanți în Vrancea din punct de vedere financiar și să încerc să-i aducem lângă echipă, să creăm o liniște financiară. Lucru pe care l-ai făcut acum 12 ani. Da, chiar te implica foarte mult. Da. Erau chiar și pe pieptul tricourilor, cât și pe spate. Da, cu siguranță asta se va întâmpla și acum. Am spus că nu va fi ușor, atunci erau alte timpuri, vedem ceea ce se întâmplă nu numai în România, și în Europa și în întreaga lume sunt probleme, dar mă întorc și menționez din nou, avem noroc că avem un primar care iubește fotbalul, avem oameni atât la Consiliul Local cât și la primărie care sunt alături de ei. Și Consiliul Județean, care se va implica să repare, să refacă terenurile. E foarte bine, apreciez foarte mult. Întotdeauna am zis că oamenii care iubesc și investesc în fotbal au respectul meu și sunt oameni special, ca să spun. Marius, de obicei lăsam capitolul spectatorii, suporteri cam la finalul interviului. De data asta aș vrea să îl abordăm chiar acum.
Acest stadion cu o capacitate teoretică pe canalele de specialitate figurează cam cu 8.000, maxim 9.000 de spectatori pe scaune. Când se va mai umple el, după părerea ta? Cu siguranță, dacă echipa va avea un parcurs bun și echipa va juca un fotbal frumos, plăcut ochiului, cu siguranță lumea va veni la stadion, pentru că am zis dintotdeauna, iubitorii fotbalului din județul Vrancea sunt cunoscători de fotbal, sunt pretențioși și eu sunt convins că în momentul în care CSN 2007 Focșan va începe să joace un fotbal frumos și un fotbal spectaculos, modern, ca să zic așa, lumea va veni la stadion. Eu cred că prin obiectivul pe care ni l-am propus, ușor, ușor, prin jocurile care o să începem să le avem, mă refer aici la meciurile de acasă, și echipa crescând de la săptămână la săptămână, lumea va veni la stadion, pentru că să nu uităm că fotbalul este un fenomen social. Întotdeauna când se propune un obiectiv și vin jucători noi, vin conducători sau antrenori, se creează emulație în jurul echipei, lumea începe să vorbească, pentru că e un oraș mic, și de ce să nu spun și asta, fiind weekend, neavând probabil multe familii, ce face? Hai să mergem la stadion, hai să vedem echipa fanilor orașului, hai că sunt băieții noștri, sunt băieți tineri, vor să promoveze, hai să fim mândri. Au cu ce se mândri. Da. Cu siguranță. Cu siguranță lucrul acesta se va întâmpla, plus probabil o să avem și o campanie, să zic așa, agresivă în mass media legată de ceea ce se întâmplă la echipa de fotbal, dar mă întorc și revin, echipa, artiștii care vor fi pe acest exact. Teren vor determina oamenii să vină la stadion. Iar prin ceea ce am eu de făcut din punct de vedere organizatoric, o să fac tot ceea ce depinde de mine, ca fotbalistului focșenean să nu-i lipsească nimic, să nu aibă griji, să aibă liniște financiară, vrem, ne întoarcem la latura asta financiară, foarte mulți dintre ei au familii și de acolo pleacă totul. Dacă ei sunt liniștiți și își văd doar de fotbal, pot avea un... Pot să se concentreze mai mult pe obiectivul respectiv. Potențial maxim. Așa cum mă știi și mă cunoști, iubesc fotbalul, o să fac tot ce depinde de mine ca lucrurile să se schimbe în bine, să creăm o atmosferă frumoasă, un grup unit, o atmosferă propice performanței și să ne atingem la finalul sezonului obiectivul. E cam la anul, pe vremea asta, da, va trebui să vedem artificiile pe stadion. Da, dar din nefericire nu jucăm în nocturne, e mai greu cu artificiile, dar putem folosi confeti, nu? Da. Marius, trec la un capitol mai intim al tău, al familiei. Da. În ultima perioadă ai fost plecat din țară, dar tot pe domeniul fotbalului ai activat. Și care ar fi experiența pe care ai acumulat-o în acești ani vis-a-vis de această activitate la mii de kilometri de România? Viral, pentru un om de fotbal, și nu neapărat pentru un om de fotbal, sunt momente în viața lui importante, da? Sunt etape, perioade mai bune, mai rele, cu plusuri, cu minusuri, ajunsuri, neajunsuri. E foarte important ca noi, cei implicați, sau că vorbim de viața unui om, cel implicat, să știe să treacă cu bine peste toate situațiile pe care el le întâmpină în cursul vieții lui, ca să spun așa. Eu pot să zic că pentru mine a fost acești 7 ani plecați din țară, deci a fost o experiență foarte mare. Dacă am plecat în staful Vezvanu Cesgu ca antrenor de portar, după un an am închis acolo, am început 3-4 luni ca și scout pentru echipa la care eu lucrasem. După care staful românesc s-a întors în țară, eu am preferat să rămân acolo. Da? Dacă cineva îmi spunea că o să mergi în Qatar și o să ajung să lucrez, să antrenez copii, nu credeam, pentru că am fost portar,
spiritul meu de luptător, ambițiile și ambiția mea, aș fi răspuns la momentul acela că nu am cum să fiu un antrenor de copii, pentru că trebuie să ai răbdare, trebuie să îți dedici, să le dedici multă atenție, multă afecțiune, și nu credeam, dar viața ți-o oferă și... Exact, și am ajuns să lucrez cu copii, de la vârsta de 4 ani, copii de 4 ani până la copii de 16 ani. Mi-am dat seama că mi-am descoperit această pasiune pentru copii. Eu am o singură fată, iubesc copiii și băieții, mulțumesc. Din dragoste pentru ei și am început munca cu, zic, hai să învăț fotbal și ușor, ușor, cu multă pasiune, cu mai mult cu inima apropiat de ei, am început să lucrez cu ei, am început să acolo dezvolt. Acolo unde nu ajung picioarele, ajunge inima. Da, da. Sau unde, acolo unde nu ajunge meseria sau profesia, ajunge inima, putem să facem. Corect. Și da. Am început să lucrez cu ei, am început să îndrăgesc meseria asta de antrenor de copii și am început să dezvolt fotbalul în Qatar Foundation. Am început cu un copil, am ajuns să am o medie de 80, 4, 5 categorii. Când vedem o grupă de copii din Qatar la funcția, te gândi la chestia asta? Normal că da, pentru că, așa cum am spus la conferința de presă, o să mă implic și la nivel de copii și juniori, pentru că nu e normal ce se întâmplă. Am venit într-o zi la stadion, într-o după-amiază, și am văzut câțiva copii se jucau și vorbeam cu un antrenor de la centrul nostru de copii și juniori și am zis, într-o zi vreau să văd stadionul ăsta plin, vreau să văd 150-200 de copii pe teren, cum joacă, cum învață tainele fotbalului. Da, și să mă întorc la Qatar. Da. Da, nu credeam că o să am răbdare și o să pot să reușesc să lucrez cu copiii, dar pe parcursul anilor mi-am dat seama că e tamam invers și chiar am lucrat foarte bine cu ei și mi-am dat seama că pot fi și un foarte bun antrenor de copii și juniori. Am legat relații speciale cu copiii, cu părinții. Pentru mine, vă dați seama, mă întorc acum în țară, nu este ușor, pentru moment e vacanță și nu mă gândesc, dar sunt convins că în momentul în care ei se vor întoarce acolo în septembrie și voi primi sute de mesaje, coach, când vii, când te întorci și o să realizeze că nu mai sunt, atunci le va fi greu și cu siguranță și mie îmi va fi greu. Dar, mă repet, acestea sunt experiențe, mă bucur că am avut privilegiu să lucrez la nivelul ăsta de copii și juniori, 5 ani jumate, aproape 6 ani. Pentru mine, ca și om de fotbal, sunt experiențe pe care le-am acumulat și le-am Corect. Pus în portbagaj și le duc cu mine toată viața. Dar îmi doresc foarte mult să împărtășesc din toate experiențele mele acumulate, nu vorbesc de ultimii 7 ani, în general, experiența acumulată, da, de sportiv, antrenor, conducător și etică, să pot să împărtășesc cu acești tineri minunați, copiii ai Focșanului, care majoritatea sunt tineri, chiar ieri am avut întâlniri cu câțiva dintre ei, am discutat așa puțin, să ne cunoaștem mai bine. Pot să zic că ei pot să se considere norocoși odată cu venirea mea aici, pentru că voi fi alături de ei, voi împărtăși din toate experiențele mele cu ei, să încerc să-i schimb, să-i învăț, să-i motivez să facă pasul spre marea performanță. Marius, zilele trecute chiar au fost o acțiune de selecție importantă anunțată și în presă media locală, respectiv o categorie de vârstă 10-14 ani într-una din zile și a doua zi a fost pe categoria de vârstă 15-18-19 ani. A fost o acțiune destul de interesantă. Ai participat la ea? Cu siguranță. Ai fost alături de antrenori. Care e părerea ta despre această primă acțiune? Ce să spun? Cu siguranță ideea a venit de la mine și am fost puțin dezamăgit să aflu că suferim la capitolul efectiv la nivel de copii și juniori, un lucru care nu mi se pare normal. Am avut o discuție și cu antrenorii noștri și le-am spus, nu mă interesează ce ați făcut până la momentul ăsta, mă întreabă ce vom face din vară. Corect. Pentru că nu mi se pare normal echipa Faniona orașului să sufere ca și efectiv la,
nivel de copii și juniori. Și vom continua cu aceste acțiuni de selecție. Am vrut să facem o prim selecție înainte de vacanță. Cu siguranță când o să ne întoarcem din vacanță o să facem din nou această acțiune de selecție și lunar vom încerca nu numai la stadionul Mircovo aici în sud, să mergem pe la școli, licee, comune, orășele în județul Vrancea și să încercăm să atragem, să încurajăm copiii talentați să vină la fotbal, să facă pasul, să-și dorească, să joace la echipa Fanion al județului Vrancea și mai departe să continue, să-și continue drumul. Un proiect frumos, acum să-l și vedem pornit, Marius, pentru că... Nu e ușor, Viorel, scuză-mă că te întreb, nu e ușor, pentru că... Am rămas puțin surprins în momentul în care am găsit oameni la stadion fără entuziasm sau oameni cu, să nu, n-aș vrea să deranjez sau să spun cu viziuni învechite, nu. Eu am avut discuție cu ei și le-am spus odată cu vinerea mea, nu-mi doresc să schimb, nu-mi doresc să dau sau să mă lipsesc de cineva, eu îmi doresc să aduc plus la clubul de fotbal, să încerc să remotivez anumiți oameni, anumiți antrenori, anumiți jucători, care prin entuziasmul meu să-i atrag în barcă cu mine, ca să zic așa, și ușor să navigăm cu toții către același cel, obiectivul nostru. În Qatar nostru. Era un regulament al antrenorilor? Aveți un regulament, o fișă a postului pe care lucrați? Există un regulament de ordine interioară? Cu siguranță... Deci e vorba de regulament. Da, cu siguranță, cluburile profesioniste trebuie să aibă un regulament de ordine interioară. Fiecare trebuie să știe ce are de făcut pe părățica lui, că vă pomeneai de fișa postului. Sunt lucruri normale, sunt lucruri firești, pe care și noi trebuie să le implementăm, pentru că nu mi se pare corect un om care are grijă de stadion să implice în viața antrenorilor sau în viața jucătorilor să intervine. Nu, fiecare trebuie să-și vadă de locul lui, să răspundă de ceea ce face, chiar și cu capul, aș putea să zic, pentru că toți sunt importanți, toți trebuie să-și aducă aportul și să pună umărul să împingă această, să zic așa, această căruță, cu ghilimele de rigoare, să împingă către performanță și să o ducem acolo unde către promovare. Exact. Asta este obiectivul. Da. Marius, sunt foarte multe lucruri de rezolvat pe funcția de director tehnic pe care o ai obținut-o acum de curând, dar revin la echipa de seniori. Echipa de seniori, odată cu acest contingent de jucători care va veni după încheierea negocierilor și pe 8 iulie probabil că vor fi la fluierul antrenorilor Burgă și Toma, va trebui pentru acest obiectiv de promovare, lucru care l-am întrebat și noi la conferința de presă, Sportul de Vrancea, vis-a-vis de impactul și relația cu spectatorii, cu suporterii, cu tinerii, de a merge cu echipa în școli, în licee, elevii să îi cunoască pe jucători, să vină apoi la stadion să-i încurajeze. Da, înțeleg ce unde probleme de marketing, probleme de apropia echipa și mai mult de cetățenii orașului Focșani și a județului Vrancea. Cu siguranță, în momentul în care vom începe pregătirile și vom avea lotul cu care ne vom bate pentru turul campionatului, vom avea fel de fel de acțiuni, mergând prin școli, făcând lumea să cunoască echipa, să-i cunoască pe jucători, să-i atragem către stadion. Exact. Și cu siguranță vom merge pe la, nu știu, spitale, azile sau azile de bătrâni sau nu știu, asta îmi vine în cap la momentul ăsta, dar cu siguranță vom avea acțiuni, vom face fel de fel de meciuri amicale prin județ și o să încercăm să ne facem mai cunoscuți, să ne facem mai populari, să încercăm să prin întâlnirile care le vom avea și cu suporterii să-i facem să înțeleagă că și noi suntem oameni, că suntem privilegiați, că am ales această meserie. Da. Așa s-a întâmplat, Dumnezeu ne-a înzestrat cu talent și să înțeleagă că ei sunt parte din acest fenomen, că noi avem nevoie de ei și că ei trebuie să fie lângă noi, trebuie să ne înțeleagă și când avem zile mai bune sau zile mai proaste și să creăm un grup puternic, compact, atât la nivel de echipă, cât și la nivel de suporter, cât și la nivel de oameni iubitori de fotbal, să încercăm să-i convingem și să-i determinăm să vină benevol lângă echipă și să susțină, să ajute echipa. Un semn de recunoaștere, chiar... de dragoste a unui suporter față de o echipă, da, este simplu. Aș cumpăra un bilet sau un abonament. Da, da, da.
lucru care, de exemplu, la echipa de handball se practică foarte bine. Tot punctezi pe marketing. Cu siguranță vom lucra foarte mult, pentru că e greu să spui că un club de Liga 3 are un departament de marketing foarte puternic, dar cu siguranță vom implementa și chestia asta și ușor, ușor vom dezvolta și să ajungem la un nivel de divizia B, să avem în tribuna oficială, acum vorbesc de stadionul actual, să avem tribuna oficială plină cu oameni care își plătesc un abonament, cu oameni care care dau o cotizație lunar, iar ei să primească în schimb un plus de imagine prin panouri publicitare. Deci eu sunt deschis, sunt open pentru toate chestiile astea și o să încerc să fac prin experiența mea să atrag oameni la stadion, să-i fac să vină lângă echipă, să ne ajute într-un fel sau altul și să noi să creștem ca și club, ca și, dar asta face parte tot dintr-un marketing care probabil la nivel de divizia B va fi mai dezvoltat, dar o să o luăm ușor. Prima etapă va fi pe 24 august. Nu știm dacă va fi la Focșani sau în deplasare. Nu contează, pentru că mi-aș dori foarte mult primul meci să fie acasă, pentru că îmi doresc ca spectatorii să vină în număr cât mai mare la stadion, să vadă noua echipă, noua formă, noua fața echipei care se va bate. Iar dacă va fi să fie în deplasare, sunt binevenit și în deplasare. Cu siguranță, am urmărit, chiar dacă am fost plecat din țară, am urmărit tot timpul ce s-a întâmplat în jurul echipei CSM Focșani, tot timpul s-au pus la dispoziție microbuze, tot timpul au mers oameni și au fost alături de băieți. Au suporteri care vin chiar cu mașinile personale. Da. Este un lucru important, pentru că, spun sincer, cel pe vremea mea, când jucam afară, nu prea veneau, dar la meciurile de acasă era stadionul Milco plin. Nu pot să zic că plin, anumite meciuri da plin, dar tot timpul tribuna a doua, o peluză, deci erau plus tribuna oficială, deci mare parte din tribuna întâia, deci erau pline. Și foștii colegi de echipă de acum 25 de ani, ai primit mesaje din partea lor de felicitare pentru noua funcție? Chiar dacă nu am primit mesaje. Ții legătura cu ei, un sfat, o vorbă? Cu siguranță, ei sunt alături de mine și nu numai de mine. Că, pe când la o emisiune cu Narcis la Digi te-a invitat? Da, nu, n-am, eu, dacă mă cunoști foarte bine de atâția ani, întotdeauna am încercat să evit aparițiile astea pe... Eu te-am forțat pentru că spectatorii și focșenenii și vrâncenii aveau nevoie de câteva cuvinte cu de la siguranță, tine. Cu siguranță, cu siguranță. Nu că așa am fost ca jucător și ca antrenor și tot timpul am fost un tip mai discret, tot timpul nu mi-a plăcut să ies în față, nu mi-a plăcut publicitatea, dar face parte din viața unui conducător, trebuie să acopăr și chestia asta. Deși nu-mi place, sincer. Doamnelor, domnișoarelor și domnilor, l-am avut invitat astăzi special la Sportul de Vrancea TV, Viorel Bazan și Dan Olaru. Îi mulțumesc lui Marius Bratu. Mai avem puțin și încheiem această emisiune de astăzi, o primă emisiune, pentru că vom fi mai aproape de conducerea CSM 2007 din secția fotbal în următoarea perioadă, mai ales prin importantul obiectiv de a promova în Liga a doua. Marius, am plecat de la România, victorie la Cesena cu Anglia. Te întreb luni, care este părerea ta, pentru că totuși Franța este o echipă care a învins Anglia cu 2-1, este o echipă importantă și care e pronosticul tău pentru meciul de luni? Fiind om de fotbal e greu să dau un pronostic, dar sunt convins că antrenorii echipei vor face tot ceea ce depinde de ei, ca echipa să prezinte la nivel maxim și din punct de vedere psihic, fizic și mental, ca să zic așa. Va trebui meciul, pentru că este ultimul meci din grupă, nouă ne este de ajuns doar un punct, chiar și cu o înfrângere prin prisma rezultatelor putem să ne calificăm, dar nu trebuie să vedem așa. Exact. Cunoscându-l pe Mirel Rădoi, sunt sigur că va aborda meciul acesta special foarte, foarte bine și îl va pregăti pe măsură. Îmi place să cred că această generație de care am pomenit la începutul emisiunii este o generație specială, că sunt jucători maturi, că știu să gestioneze pe durata celor 90 de minute foarte bine și la final să se bucure și să ne facă fericiți pe toți românii. Doamne ajută! Aș vrea să închei cu câteva cuvinte. Țin să le mulțumesc
conducătorilor sau să, nu știu cum să mă exprim, țin să le mulțumesc în primul rând domnului primar, primăriei Focșani și Consiliului Județean Vrancea pentru sprijinul care îl oferă sportului în general și mai ales fotbalului, că au avut încredere în mine să-mi dea această șansă să mă întorc în echipă și să fac ceea ce îmi place. Țin să-i asigur atât pe ei cât și pe iubitorii fotbalului din județul Vrancea că voi face tot ceea ce depinde de mine și nu voi lăsa lucrurile să treacă pe lângă această echipă fără ca să schimb ceva în bine și să ducem echipa acolo unde ne-am propus și să ne atingem obiectivul la sfârșitul și România, an. Dar și Focșaniul. Doamnelor, domnișoarelor și domnilor, este ora 9 și 25 de minute aici pe stadionul Milcovul din Focșani. L-am răpit pe Marius de dimineață sâmbătă pentru că deja de aici pleacă, are foarte mult de treabă, tot în interesul echipei. Veți afla probabil la momentul respectiv. Pleacă cu probleme de rezolvat pentru echipa de fotbal. Îi mulțumim încă o dată. Eu și apropo de marketing de asta, deci nu te lasă până începe campionatul, da, pregătirea. Va deci avea echipa de fotbal o pagină de Facebook? Cu siguranță va avea o pagină și îmi doresc și un website, pentru că nu e normal un club de Liga 3-a și majoritatea din seria noastră au. Să avem un website, acolo lumea și iubitorii de fotbal să poată să informeze, să ia informații, să fie tot timpul în contact cu echipa, chiar și virtual. Sunt mulți vrâncieni plecați în afara țării, exact, și muncesc și pentru ei e foarte important. Și de ce să nu recunosc și țin să-ți mulțumesc pentru că tot timpul ai televizat meciurile, le-ai pus pe YouTube. Nu promite, dar vrem să registrăm și meciurile de deplasare. Dar ești de acord în campionatul ăsta? Da, mersi, da. E un lucru foarte important și mulți poate la un moment dat au zis că e o nebunie. Eu chiar v-am urmărit meciurile Focșanului pe YouTube prin mulțumim și promitem că vom face tot ce se poate, vom încerca să înregistrăm și partidele din deplasare în acest campionat, pentru că sunt foarte, foarte importante vis-a-vis de relația cu arbitrii, cu alte aspecte legate de desfășurarea unui joc de fotbal, mai ales când ai obiectiv de promovare. Marius, mulțumim din suflet. Eu vă mulțumesc pentru invitație. O zi bună, mandat cât mai lung și plin de bucurie, începând cu anul 2020. Focșanul în Liga a doua cu Marius Bratu din 2020. Doamne ajută! Doamne ajută! Mulțumim, doamnelor, domnilor și domnilor! La revedere!